E o luptă foarte grea pe care o ducem în sistem. Și este o luptă pe care o conducem ani de zile. Acest fenomen, furtul de lemn, este atât de generalizat la nivelul întregii țări, încât va trebui o perioadă lungă de timp până să curățăm sistemul. Dar trebuie să începem de undeva. Am început, să știți că nu suntem departe de reclama. Am început de undeva și mă bucur că am început și de la Cluj. Pe de-o parte se opresc. După aceea am început din nou să își reiau aspectele obiceiului. Dar vom da competențe și poliției, vom face controle și cu jandarmeria, și cu inspectoratele civice, astfel încât să diminuăm furtul de masă de noapte. Vom face aceste controle de genul celui făcut la Argeș, controle făcute împreună cu Procuratura și cu Poliția, pentru că au dat rezultate și s-au dovedit a fi eficiente. Însă, din păcate, nu avem de pe o zi de alta ordine în sistem. Trebuie să începem de undeva. Am început în primăvară, până să știți că bătălia este extrem de grea și extrem de dură. Cei care au beneficiat de pe urma furtului de lemn strigă cel mai tare acum împotriva actualului posibil. Ieri am auzit o federație a apărătorilor pădurii, nemulțumit de prevederile noului posibil. Întrebarea mea este unde au fost atâta vreme cât în pădurile din România s-a produs jacul care s-a produs. Unde au fost? Eu n-am apărat pădurea în ultimii ani. Și vă mai spun că un lucru, după părerea mea, extrem de grav. Multe din faptele petrecute, din faptele de referitoare la distrugerea pădurilor, la furtul de lemn din pădure, cred că s-a făcut cu susținerea politică. Pentru că mi-e imposibil să cred că 6.000 de camioane au trecut prin Argeș și nu le-a văzut nimeni. Însă, semnalul pe care trebuie să-l dăm noi ca și clasă politică este acela de voință politică pentru a se face curățenie în pădurile din România. Avem un act normativ cu prevederi europene în Parlament. Îi aștept pe colegii mei deputați și parlament, deputați și senatori în Parlament, să vină alături de mine, de alături de guvern și să aprobăm acest act normativ în folosul pădurilor din România. Este o ocazie foarte bună ca domnii deputați